O femeie vine acasă și îi zice soțului: dragul meu, îți amintești de toate durerile de cap pe care le-am avut în ultimii ani? Ei bine, nu le mai am. Nu mai ai dureri de cap? Dar ce s-a întâmplat? Întreabă soțul. Una din prietenele mele mi-a recomandat un hipnotizator. Acesta mi-a spus să stau în fața unei oglinzi, să mă holbez la mine însămi și să-mi repet: nu am nicio durere de cap. Nu am nicio durere de cap. Nu am nicio durere de cap. Și a mers. Durerile de cap au dispărut. Ei bine, dar asta este extraordinar. Atunci soția îi spuse: știi, nici tu nu prea ai fost un macho în pat în ultimii ani. De ce nu te duci și tu la acest hipnotizator să vezi dacă nu poate să te ajute în această problemă? Soțul a fost de acord să încerce. După consultație, soțul vine acasă, își rupe hainele, își ridică în brațe soția și o duce în dormitor. O pune pe pat și îi spune: nu mișca, mă întorc imediat. Se duce în baie, se reîntoarce după câteva minute, sare în pat și face dragoste pasional cu soția sa, așa cum nu o mai făcuse niciodată. Nevastă sa e uluită: băiete, dar a fost minunat! Bărbatul îi spune: nu mișca, mă întorc imediat. Se întoarce în baie, stă câteva minute și se întoarce în dormitor și runda a doua a fost mult, mult, mult mai bună decât prima oară. Soția rămâne amețită și extaziată. Bărbatul îi spune din nou: nu mișca, mă întorc imediat. De data asta, soția îl urmează în liniște și acolo în baie îl vede stând în fața oglinzii și repetând: ea nu este soția mea, ea nu este soția mea, ea nu este soția mea. Da. A. Mențiune, înmormântarea și funerariile bărbatului vor avea loc mâine. O zi faină!